Dumnezeu, dragii mei, și bine v-am găsit la o nouă etalare. Astăzi vă invit la etalarea pentru luna, pentru ziua de 2 februarie, îmi cer scuze 2 secunde. Vă invit, deci, pentru ziua de 2 februarie să vedem care sunt energiile acestei zile. Dragii mei, culoarea zilei de duminică este auriu. Da? Astăzi este important, dacă doriți ca energiile să fie, eu știu, potrivite pentru voi, să vă aducă vitalitate, să vă aducă forță, culoarea aurie este destul de importantă. De aceea am luat și aceste cărți, au o culoare totuși destul de aurie, da? Acestea pe spate au la fel, în orice caz, culoarea aurie. Dumneavoastră trebuie să vă gândiți că nu, eu știu că timp, pentru că dumneavoastră aveți noțiunea timpului care vă presează foarte, foarte mult. Aveți impresia că nu va ajunge timpul pentru nimic, nimic, nimic. Ați vrea să faceți, dacă s-ar putea, tot anul deodată, așa, dintr-o dată. Nu! Dumneavoastră trebuie să aveți astăzi o viziune relaxantă a viitorului vostru. Să vă gândiți la mental, da? La cum vine primăvara, da? Cum această frig dispare, da? Această răceală. Aici poate fi vorba, bineînțeles, de o răceală a unei persoane anume, da? Deci poate fi vorba despre orice, cu alte cuvinte. Important este să vă axați și să vă bazați pe căldură, să simțiți căldura, da, dragii mei? În ceea ce privește videoclipul de ieri, vă spuneam că în privința celor 8 lumânări trebuie să le aprindeți, da? Odată ce ați scris pe ele, am uitat să menționez, bineînțeles, trebuie aprinse. Puteți să faceți acest lucru și astăzi, dacă nu am răspuns la mesaje, dar am să răspund la cei care m-ați întrebat. Încerc să răspund, dar lucrez foarte mult și mi este foarte greu. Dar haideți să vedem astăzi, duminică 2 februarie, ce se întâmplă. Așadar, culoarea aurie este extrem de importantă, vă aduce vitalitate, vă aduce această căldură despre care vă vorbeam. Cum sunteți obișnuiți, o să vă rog să vă alegeți între 5 variante, iar la final voi prezenta energia generală a dumneavoastră, tuturor celor care vă uitați la acest clip. Dragii mei, vom începe cu cei care ați ales etalarea numărul 1, cartea numărul 1. Vedeți aici, există o alegere pe care voi va trebui să o faceți. Astăzi vă gândiți că este momentul oportun să nu mai existe lucruri ascunse, pentru câțiva există o relație nascunsă, o relație care sau despre care nu știe cineva sau partenerul, există secrete în anumite relații, dar acum, astăzi, vă doriți să mergeți împreună pe un drum, doriți să spargeți aceste secrete și să reînnoiți legătura între voi acolo unde și pentru cine, cei care nu au această legătură cu persoana dragă vouă în mintea dumneavoastră. Haideți să vedem ce mai putem afla. V-a rănit această persoană, vedeți? V-am vorbit despre anumite secrete. Fie că astăzi veți afla sau astăzi veți discuta cu persoana respectivă și îi veți spune că v-a rănit și v-a produs foarte mare suferință. Indiferent de câte persoane sunt implicate aici, în acest caz, o alegere s-ar putea să fi fost deja făcută. S-ar putea ca voi să fi făcut deja alegerea respectivă și astăzi să o comunicați. Nu vă mai doriți, vedeți? Unde este o relație triunghiulară, nu vă mai doriți. Va ajunge să fiți
implicați și să aveți această responsabilitate care vă apasă pe umeri, pentru că nu vă este ușor. Nu vă este ușor, nu puteți deveni un întreg dumneavoastră ca persoană, da? Ca unitate, împreună cu cel drag, cea dragă. Și vă este greu, dar va trebui să faceți această alegere. Pentru alții dintre voi, dacă nu e vorba de o relație triunghiulară, este vorba despre o decizie unde sunteți nevoiți să renunțați la ceva pentru a merge mai departe. Cei care ați ales cartea numărul 2, dragii mei, astăzi sunteți un pic confuzi. Există confuzie cu privire la unde mergeți dumneavoastră, ce vreți să faceți, ce alegere trebuie să luați. Nu știți ce să faceți. Ați vrea să alegeți totul și nimic. Ați vrea să faceți totul dintr-o dată și nu. Ați vrea să mai așteptați. Depinde de situația voastră, însă multe alegeri. Multe alegeri care, să știți, că nu toate sunt bune și potrivite pentru voi. Unele dintre aceste alegeri sunt corecte, dar nu toate sunt potrivite. Atenție, așadar, ce vreți să faceți și ce să alegeți. S-ar putea sau nu să aveți de a face cu o persoană sau dumneavoastră să fiți în rac, scorpion sau pești. Această neclaritate a dumneavoastră va persista astăzi, deci nu puteți face această alegere. Trebuie să abandonați, să fiți de acord, să abandonați o credință, un principiu al dumneavoastră sau o persoană, o situație din trecutul vostru, dumneavoastră știți mai bine, dar astăzi va trebui să vă gândiți la acest lucru. Știu că sunteți neclar sau neclară în această privință, da? În a lăsa în urmă acest trecut, această persoană, această situație, pentru că nu știți ce vă oferă, nu știți care sunt opțiunile voastre, știți că nu sunt toate bune și vă este teamă. Da? Teama de necunoscut vă paralizează un pic și nu puteți abandona acest trecut. Sunteți țintuiți într-un trecut, iar astăzi vă revine. Acest trecut revine în mintea dumneavoastră, în energia voastră. Cei care ați ales cartea numărul 3, dragii mei, o a doua șansă, o a doua șansă în iubire, o chemare pe care, dacă nu o veți asculta sau persoana respectivă nu o va asculta, nu există șansă să reveniți împreună. Totul este și depinde de această acceptare, a acorda această a doua șansă. Întotdeauna a doua șansă ne oferă posibilitatea fie să realizăm și să evoluăm ceva, să mergem către pozitiv, fie să încheiem acest capitol și să mergem separat pe fiecare pe drumul nostru. Iar la dumneavoastră este important astăzi să vă dați seama dacă acceptați sau nu această ofertă. Poate fi o ofertă în dragoste sau o ofertă la serviciu, pur și simplu, și nu știți ce să răspundeți. Da? Este important să vă gândiți ce vreți cu adevărat. Pentru a răspunde la această întrebare, vedeți, răspunsul se află în interiorul dumneavoastră. Ce vă doriți dumneavoastră? Și nu știți ce vreți. Sunteți extrem de... Este o alegere dificilă, nu pot să spun. Și atunci dumneavoastră veți cere ajutorul Universului, veți cere ajutorul lui Dumnezeu, veți cere ajutorul îngerilor și bine faceți. Astăzi este o zi importantă ca să vă rugați. Poate să aprindeți o lumânare aurie, da? Dacă tot am vorbit de auriu, nu este neapărat nevoie să aprindeți o lumânare astăzi, dar dorința de a vizualiza căldura, căldura, când mă refer la căldură, e soarele acela strălucitor, viitorul pe care noi îl dorim să fie strălucitor, să nu fie negru, să nu fie gri și așa mai departe. Astăzi este momentul să vă proiectați așa în viitor, iar răspunsurile voastre pot veni din acest ajutor al îngerilor, care se poate transmite sub diferite forme. Fie dimineața vă veți trezi luni și veți ști ce aveți de făcut și așa mai departe, fără ca să aveți un răspuns necesar, fie o sincronicitate, fie auziți ceva, o idee. Deci, acțiunile spiritualității asupra dumneavoastră sunt
în mod diferit. Doar voi trebuie să sesizați în ce manieră vă ajută. Haideți să vedem cei care ați ales etalarea numărul 4, cartea numărul 4, o poveste frumoasă de dragoste între două persoane care se iubesc. Vedeți, aceste persoane se iubesc. Iubire. Iubirea astăzi veți cunoaște și veți beneficia de acest lucru. Vă veți simți iubit. Veți iubi la rândul dumneavoastră. Vă veți simți bine împreună cu prietenii, cu familia. Cei care nu aveți un iubit sau o iubită, sunteți înconjurați de persoane care vă îndrăgesc, persoane care vă aduc relaxare, care vă aduc bucurie în suflet, dar și dumneavoastră lor. S-ar putea să fiți invitați undeva în această zi și să vă simțiți foarte bine. Deci depinde de dumneavoastră. În orice caz, cartea aceasta îmi vorbește despre fericire, bunăstare, o întâlnire romantică pentru unii dintre voi. Haideți să vedem ce mai putem afla de aici. În orice caz, vă gândiți de asemenea la anumite proprietăți, bunuri materiale, la bani astăzi. Și veți reuși, dacă vă gândiți să puneți bani deoparte, veți reuși. Deși ați fost trădată, în trecutul dumneavoastră nu vă simțiți vindecat sau vindecat în urma unei înșelătorii. Poate fi în ceea ce privește o familie, poate fi în ceea ce privește banii, poate fi în ceea ce privește o persoană iubită și așa mai departe. Banii aici, când mă refer la bani, poate să fie și la muncă. Dar dumneavoastră simțiți încă aceste răni. Cicatricea aceasta încă nu este pe deplin vindecată, da? Încă mai doare, încă mai doare. Poate chiar aveți această durere cronică pe care o simțiți în permanență, pentru că ceva nu a fost la adevărata și justa sa valoare în ceea ce vă privește pe voi, privind o familie, privind o relație, însă astăzi veți uita această suferință. Cicatricea aceasta astăzi nu vă va mai dura și veți fi fericiți. Cei care ați ales cartea numărul 5, este o poveste frumoasă de iubire, o poveste frumoasă de suflete pereche, de suflete gemene în unele cazuri. Un proiect al dumneavoastră, dacă nu vorbim despre iubire, astăzi vă gândiți să puneți bazele, să demarați ceva. Astăzi veți discuta cu cineva în ceea ce privește un proiect al dumneavoastră. Astăzi veți discuta despre un copil anume pe care vreți să-l faceți. Bineînțeles, persoanelor care li se potrivește. Însă, cert este că astăzi este o zi bună să strălucească acest soare. Este o zi bună a întâlnirii cu sufletul vostru pereche, dacă nu l-ați întâlnit până acum. Reîntoarcerea sa, dacă cumva sunteți în prag de separare sau lucrurile nu merg bine între voi. În orice caz, o zi importantă pentru voi la nivel emoțional, la nivel planuri de viitor. Da? Planuri sigure, planuri de durată, da? Vă gândiți la acestea astăzi. Vă veți proiecta în viitor și aveți această posibilitate. Și sunteți mândri de voi, veți fi mândri că veți reuși. Poate chiar astăzi veți afla că sunteți însărcinată, ce știu eu. Este vorba despre, de altfel, o mutare într-o țară străină, câtorva o excursie veți primi, o invitație într-o excursie, într-o călătorie, într-o vacanță. S-ar putea să aveți sau nu de-a face cu o persoană de alte origini, dar pentru câțiva foarte mult intens este ideea de a face un copil. Această femeie este extrem de mândră că poate realiza acest lucru sau extrem de mândră că a realizat acest lucru. Poate astăzi aflați că sunteți însărcinată, dragile mele, Doamne, acolo unde este cazul. În orice caz, sunteți mândri de voi astăzi privind viața voastră în general. Da? Nimic nu o să vă oprească. Dragii mei, energia generală
a zilei de duminică este o obsesie a dumneavoastră. Această energie este energia diavolului. Diavolul nu este o carte extrem de rea în tarot. Depinde de cărțile înconjurătoare, însă aceasta denotă o exagerare. În viață vă spun un singur lucru, nu este bine să exagerăm ca în nimic, da? Ca și acțiuni ale noastre, ca și sentimente, ca și dorințe, ca și nevoi. Să nu exagerăm în ceea ce privește mâncare, alcoolul și așa mai departe. Orice exagerare nu este bună, este toxică. Această carte denotă această exagerare, această toxicitate. Poate o relație toxică, o relație care nu vă mai convine, care nu vă ajută să evoluați. Poate sunteți stagnați în această relație de foarte mult timp și lucrurile merg din ce în ce mai rău și vă doriți altceva pentru voi. Există o tentație a dumneavoastră sau chiar voi sunteți o tentație și reprezentați o tentație pentru cei din jurul vostru. Atenție la manipulare de asemenea astăzi, pentru că există tendința ca să fie manipulați sau cineva să vă manipuleze. Haideți să vedem ce mai putem afla din aceste cărți pentru voi ca și energie generală a zilei de 2 februarie. Visele dumneavoastră oare sunt cele adevărate? Astăzi vă veți întreba. Oare am exagerat în ceea ce privește visele acestea? Da? Nu uităm energia diavolului. Am exagerat? Am așteptat prea mult? Vedeți, exagerarea aceasta este și în timp. Am așteptat prea mult oare? Sau mă văd de treburile mele, de viața mea? Cât mai aștept? Energia aceasta este extrem de, vedeți, extrem de intensă. Extrem de intensă, vă macină mintea, vă tulbură, da? Aceste vise ale voastre care poate n-au fost împlinite. Ați așteptat prea mult ca să le puneți în practică, ați așteptat prea mult să sperați, ați așteptat prea mult ajutorul celor din jur și v-ați dat seama că sunteți singuri sau singură, etc. Totul este legat de ceea ce vă doriți dumneavoastră, de visele voastre. Se vor împlini sau nu aceste vise? Aceasta este întrebarea. Faceți ceva ca aceste vise să devină realitate sau nu? Iar cartea aceasta vă invită să vă treziți. Vedeți, acest personaj doarme, da? Vă invită să vă treziți și să acționați. Visele dumneavoastră sunt în stagnare, dorm în ghilimele, da? Sau mai poate vorbi această carte, pentru că vedeți că acest personaj doarme, prin vise veți obține răspunsurile la întrebările voastre. Atenție foarte mult la aceste vise în astăzi, dragii mei. Da? Atât am avut de spus. Vă mulțumesc din suflet că mă urmăriți. Vă doresc tot binele din lume. Mulțumesc din suflet pentru comentarii. Vă întorc binecuvântările în zecit, bucurie și pace, liniște sufletească. Vă doresc iubire și tot ceea ce vă doriți. La revedere, dragii mei!